Acum ne uităm la noi, dar în următoarele secunde o să privim de sus tot orașul. Lucas, ai emoții așa? Nu. Ești curajosul. Te-ai dat în toate nebuniile, în toate... Da, să sar cu parașuta de acolo. Dar din păcate ne lipsește parașuta. Dacă el este foarte, foarte curajos, tati mai are un pic și fuge. Hai, tati, că poți, uite, dacă noi putem, poți și tu. Lucas, ia uite cât de tare e! Nu, e o foarte nasoală senzație, deci nu pot să... Ai văzut? Zi sincer, e nasoală senzația, nu? Nu e, e bine, vino, salvează-mă! Haide! Oh, aleu! Haide, stăm bine pe asta! Da, eu ți-am și spus că am stat toată vacanța la înălțime și pe apă. Tremură mâinile! Din această frumoasă destinație. Dubai, viața Carai. Și totul este Tita Mai. De la 150 de metri înălțime, cât are clădirea somptuoasă care arată ca o ramă foto, se vede tot orașul. Cei trei s-au bucurat de o priveliște unică și au făcut 10 de fotografii, pe care le-au împărtășit cu familia și cu prietenii lor de pe rețelele de socializare. Ana, Lucas și Paul Pârvulescu au făcut o oprire și la bazarul din Dubai, în Piața de Aur, unde au admirat celebrul inel de 64 de kilograme, cel mai mare din lume. Ce ai vrea? Ce ți-ai dori astăzi? Aur! Tata, dacă ai foarte mulți bani, cumpărai lui mama asta. Ne descurcăm, vedem, găsim o modalitate. Hai și o să-l cumpărăm. Că-i trebuie o nouă mână lui mami. Neapărat! Intră cu totul! Da, ce bine miroși! Mai de-a, tu te parfumezi? Da, de ce? Mă parfumez în oraș, la meciuri, după ce fac duș. Bine, în casă așa mă parfumez. Uite-te și tu la pungă. Nu pot să mă uit nici în stânga, nici în dreapta. Mă uit cât de greu atârnă lanțurile astea. Nu prea sunt cu aurul, să știi, dar îmi place să văd bogăție în jur, de ce nu? Mama este singura din familie care îi place așa aurul. Acum nu știu ce să fac, dacă merită să investesc. Nu mai gândesc. Da, aici vezi că partea bună e că poți negocia și fără taxe. Cât am negociat la această bătmăluță. După câteva ore de plimbare, soții Pârvulescu și fiul lor Lucas au pornit într-o nouă aventură. De această dată, pe apă. Ia vezi că a plecat șoferul. Ziua s-a încheiat cu o cină în familie pe un rooftop al unui restaurant de lux din Dubai. Ne spune, ce înseamnă pentru tine masa în familie? Frumos, e foarte frumos. Bine, tu când ai mâncare am înțeles, trebuie să mănânci, îmi cer scuze, eu am intrat peste tine. Nu e nimica. De jumătate de an de când Paul s-a întors, avem timp pentru noi, poate doar când e plecat în cantonament și înseamnă mult și cred că toți banii din lume nu ar putea să cumpere fericirea de pe chipul nostru atunci când suntem împreună. Pentru mine înseamnă totul, vă dați seama, că de asta am și ales să mă întorc acasă. Mi-a fost greu, au fost 4 ani în care am fost mai mult despărțiți decât împreună și a fost foarte greu, dar... Acum suntem împreună și ne bucurăm de absolut orice. Ne-am ratat un pic locurile, trebuia să ajungem un pic mai devreme pentru că oamenii aceștia sunt aici de mult timp. Toți copiii sunt înnebuniți după astfel de spectacole.